Mai mulți traficanți de droguri care aduceau marfă din Spania prin firme de curierat ascunsă în pachetele cu alimente au fost depistați de ofițerii de la crimă organizată. Drogurile erau vândute în Mehedinți, Teleorman și în București. Membrii grupului infracțional risca ani grei de închisoare. Un traficant deosebit de periculos din Drobeta Turnu Severin a fost prins de ofițerii de la crimă organizată din Mehedinți. Bărbatul se află acum în arestul IPJ pentru o perioadă de 30 de zile sub acuzația de trafic de droguri de risc și mare risc, introducerea în țară de droguri de risc și de mare risc fără drept și contrabandă calificată. Individul este liderul unui grup infracțional organizat din care mai face parte un bărbat din București și unul din județul Teleorman. Liderul grupului procura drogurile din Spania și le trimitea cu ajutorul unei cărți de identitate false în România prin firme de curierat disimulate în pachete cu alimente, după care erau vândute inclusiv minorilor. E vorba de cannabis, hașiș și cocaină, droguri care erau comercializate pe raza județelor Mehedinți, Teleorman și în municipiul București. Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit că unul dintre suspecți deținea fără drept o armă de foc letală. Față de ceilalți membri ai grupului s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.